Am făcut o bubă. De la mână? Aici, da, m-am tăiat. Cred că... să pup să treacă. Pupă. O, da. Salut! După o scurtă, dar bine meritată pauză, ne-am întors aici în studio. Variat Weather și întreaga echipă vă mulțumește că ne susțineți și sperăm să o faceți în continuare. Dacă ați ajuns la evenimente faine sau în locuri mișto, nu uitați să ne trimiteți o poză de cum v-ați distrat, iar cele mai... Ce e bine? Ce mai bine? Îmi fac poză să trimit la emisiunea următoare. Faceți-vă poze de cum v-ați distrat, iar cele mai bune poze vor fi postate în emisiunea de săptămâna viitoare. Dar tu ce cauți aici, totuși? Eu sunt numata Bianca. Și Bianca ce face? Nu servește? Bianca în momentul de față este cu nasul în cărți, învață pentru examenele ei. Asta, dacă ne dorim cu toții să avem un doctor bun aici, în familia Variat. E bine să ai doctori aproape. O susținem pe Bianca, succes, Bianca, da? Și o să-mi prezinți tot Cluj sau o vii cu alte gânduri? Având în vedere că și eu sunt o ardeleancă în Banat, da, am să vă prezint evenimentele din Cluj. Așa facem. Pe data de 18 mai, dacă dorești să susții cultura, ești așteptat la Noaptea Muzeelor în Cluj-Napoca, unde arta are prioritate. Vreau să vă anunț că acesta este un eveniment național cât și internațional. De aceea, toate orașele universitare vor avea parte de această noapte a muzeelor cu porțile deschise pentru toți pasionații și interesații. Se întâmplă și la Timișoara tot pe 18 mai, iar ca deschidere s-a ales Bastionul, o locație perfectă. O altă locație perfectă, având în vedere că a trecut frigul și că a venit soarele, este un eveniment outdoor organizat lângă pădurea Făget de către Attitude, care se numește Freia Outdoor Techno Dreaming, unde ești așteptat pe ritmuri techno și în natură să te distrezi. Biletele deja au fost puse în vânzare, așa că nu mai sta pe gânduri. Prinde și răsăritul și apusul la Cluj. O altă petrecere tot în aer liber o organizează cei de la No Name, tot outdoor, acum au numit-o și ei început de vară. Eu cel puțin am așteptat acest eveniment de cel puțin o lună cu Liz și Cosmin. Este un eveniment pe cinste. Adina, poți să-mi răspunzi și mie la o întrebare? Nu. Da. Da. Ce ai face cu o mașină a timpului? Cu mașina timpului? M-aș întoarce acum o oră să mai mănânc o ciocolată. Eu aș predona. Amintirile mă chinuiesc, amintirile adică mă întorc mai mult. Absolut. Pe vremea când muzica avea versuri. Dar de ce mă întrebi? Pentru că la Euphoria Music Hall ești așteptat alături de 3 sud-est pe data de 17 mai să dansezi pe ritmuri retro și să te distrezi. Pe versurile alea clasice, alea pe care le cântam cu toți, eu cel puțin eram super fană și mai ales Andrei, aveam toate casetele. Îl iubește femeile și îl iubește și publicul și eu cel puțin îl iubesc pe actorul din Las Fierbinți, cum mi se spune în serial Ardiles. Mihai Mărginianu se reîntoarce la Timișoara pe scena de la vineri 15 pe 18 mai. Mai multe detalii găsiți pe evenimentul de pe Facebook. Noi suntem Dina și Broxana. Dacă v-a plăcut de noi, like, dacă vreți să ne mai vedeți, share și dacă vreți să ne susțineți, subscribe. Dina, cine te-a făcut așa frumoasă? Mama. Mulțumesc, mama. Mama Ana. Mulțumim și Anei pentru make-up-ul realizat astăzi, atât mie cât și Roxanei, am vrut să-i spun Bianca. Broxanei și Letiției pentru make-up-ul peretelui din spate, pe care cu siguranță l-ați mai văzut în episoadele anterioare. Vă mai așteptăm pe la noi și sper că ne așteptați și voi pe noi, pe la voi. Eu vreau să vă dau un hint. Ana vă pregătește ceva, așa că dacă doriți să aflați, fiți cu ochii pe noi. Variat lifestyle.